Salutare tuturor, sunt Vlad și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Survival Games MKSG, pe MKSG de fapt. Avem și români, frate, în meci și sper să ne dea tag. Ia uite mă, sunt și moderator, vezi, iau grade pe aici, bravo lor. Sper să nu mi-au target sau ceva, încă n-am fost recunoscut. Deci e bine, deocamdată. Și da, ce să vă zic, sper să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și dacă vreți episoade în continuare, știți foarte bine, mă motivează și toate cele. Să dați un share dacă chiar vreți să-mi arătați că mă susțineți foarte, foarte mult sau să mă arătați așa că mă susțineți cu adevărat. Și ce să mai zic, un match pe Survival Games, n-am mișcat de ceva timp. Am zis hai să mai dau o încercare, sunt așa, nu prea am chef să mă enervez, adică nu că n-am chef. Că dacă e să mă enervez, mă enervez, dar nu cred că o să mă enervez, că nu prea am starea necesară să mă enervez. Hai că mă duc să iau chesturi dacă ăștia se bat, adică eu nu mă bag la bătaie, n-am armă, uite acum pot să încerc. Ok, hai să pun astea așa, așa, așa. Hai să-mi iau câteva chesturi, că n-am deloc armură. Și armura este foarte importantă. Și am sunat pe câțiva dintre abonați și, de fapt, prieteni mai mult. Și o să încep să sun abonații pe Skype. Și dacă ești norocos și ești online când te sun și vezi când te sun, vei avea șansa să filmezi cu mine Survival Games sau ceva pe Minecraft. Wow! Nu știu dacă te interesează sau nu știu dacă îți pasă atât de mult, dar pentru cei cărora le pasă, puteți să știți că de acum o să filmez și cu abonații. Am filmat eu și în trecut cu abonații destul de mult, adică am filmat ceva și... Ce prostie asta, nu m-am văzut, stai că poate mă duc și-l bat. Deși nu știu ce sabie are, cred că are sabie de stone. Da. Oh, yeah. Mă, cum s-au zis că l-am bătut lol. Lololololol, avea și rod, perfect. Ok, bine. O, era cooked, dar nu mai contează. Hai că o ducem binișor. Ar trebui să găsim armura. Tipul ăsta este full iron? Nu, o să regret, o să regret, asta e. Oh my god, e așa low. E așa low. Doamne ajută. Nu știu eu la cel mai credincios, dar mi-am făcut așa o cruce. O cruce. Hai să iau chestiile astea. Gata, mă, full iron. Oh my god, cât de greu mă organizez. Nu mai contează, hai că am scăpat. Ce înseamnă, frate? Am două diamonduri? Nu, n-am decât unul, dar nu mai contează. Săgeți cât de cât ok. Dar ce înseamnă să ai așa puțină... Asta înseamnă să știi să pui punctul pe ei. Asta înseamnă să știi să profiți de oportunități. Și e important asta. Ok, ăsta are hack, cumva. De ce dădea așa, cu sabie de lemn? Avea fucking kill aura? Nu vreau să par paranoic sau ceva, dar mie mi se părea că tipul ăla avea fucking kill aura. Nu vreau să ziceți că, bă, Vlad, că acum, că îi judeci pe toți sau ceva. Eu mi-am spus doar părerea, mi-am exprimat opinia. Așa cred eu, nu știu, spuneți-mi voi, eu nu mai joc MKSG atât de mult cum mă jucam în vară, îmi ziceți și voi dacă da sau dacă nu. Ok, tu o să-ți bătaie. Ok, văd că sunteți steamer și s-ar putea să aveți și hack-uri sau să aveți ping, nu știu. Nu, nu-i da, vă strâng. Da, nu s-a pus FNS-ul, perfect. Perfect, ce să mai zic.
Hai că trebuie să alerg acum. Ar fi păcat să pierd meciul. Pentru că am jucat ok. Am dat 2 kill-uri mișto. Sau chiar, nu știu, poate mai mult. Cred că doar 2 am dat. Da, a fost un meci bun. Și ar fi păcat să-l pierd. Dar dacă îl pierd, îl pierd. Asta e. E prima încercare. Sunt încă răgușit din cauza răcelii. Nu, 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 nu. Ok, hai că mi-am luat puțin avantaj. Bine că nu-s nici ei buni la parcursul ăsta. Fiindcă nici eu nu mă pricep. O, uite și pe ăștia, luați-vă la bătaie, vă rog eu. Sau poate sar toți pe mine și după chiar mă enervez. Nu știu. Bă, ăsta e prost, ăsta chiar joacă bătaie. Ce prostovan. Mai avea și două golden apple-uri. Hai că mă duc, nu știu, crafting table, crafting, nici nu știu unde sunt pe mapa asta. Deși știu par 72 cam palmă, frate. Dacă l-am jucat, dar nu știu un crafting table, acum am nevoie de crafting table. Era pe undeva pe aici, din câte mi-aduc aminte. Dar nu mai știu exact unde. Așa că o să mergem tot la locul nostru. Să ne facem subiecte de diamond, să... Măcar să știu că am murit cu sabia de diamond. Bă, am două diamonduri, am. Sper să câștig și eu meciul ăsta. Din prima încercare niciodată n-am mai avut așa noroc. Nici în vară, când jucam foarte mult și când erau și mai puțini hackeri. Te rog să nu fie nimeni, să nu fie nimeni, să nu fie nimeni. Hai că putem să facem. Scuzați-mă dacă nu m-am auzit atât de bine sau dacă nu ați înțeles prea clar ce am vorbit, din cauza că sunt foarte, foarte răgușit, fiindcă sunt răcit. Mamă, și câte rime am făcut. Asta e, mă. Hai că este bine. N-am vorbit puțin, m-am concentrat să-mi arunc itemele cum trebuie. Nu știu de ce nu merge primul charge de la FNS. Primul, ultimul, nu știu, e ceva. Sper să rezolve asta și nu se mai ocupă de server. Sper eu totuși să rezolve. Se duce absorption în 19 secunde. Ar trebui să mă bag cu cineva. Îl pierd deja, oricum mai am două golden apple-uri. Unul clar ar trebui să-l păstrez pentru deathmatch. Mamă, deci așa am răcit și așa enervant. Sper să am un V1 de nerșai, mă, băteți-vă dacă sunteți pe aici. Uite-l pe ăsta, uite-l pe ăsta. Sper să nu mă vadă. M-a văzut, nu mă bat. Mă bat că ori are hack, ori nu neapărat hack, are skill. Mă bate și după e GG easy. Eu zic să mănânc un Golden Apple de acum. Ia bătiți-vă voi doi între voi, mă. RZR2K, ăsta e român. Nici n-am scris ce trebuie, da? Bătiți-vă, bătiți-vă, bătiți-vă! Oh my god! LOL! GG! Ok, am câștigat acest meci din prima încercare. Chiar mă mir. Chiar sper că v-a plăcut. Ce să zic? Chiar sunt fericit, frate, că am câștigat și eu un meci din prima încercare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Chiar zic că merită un like. Am făcut ceva kill-uri frumoase. Chiar dacă aici pe final i-am lăsat pe ei să bată și am venit într-un fel la clean-up. În fine, unul a murit de la trăsnet, altul a omorât eu. În fine, sper totuși că v-a plăcut. Nu uitați de like, comment, share și subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!